Anghel Iordănescu, selecționerul echipei naționale de fotbal a României, a declarat astăzi la Mogoșoaia că urmează o confruntare grea cu Italia în meciul amical programat mâine cu începere de la ora 21:45, ora României. Partida se va desfășura la Bologna pe stadionul Renato Dallara. Cu Italia este primul joc de pregătire. Avem un meci greu cu Italia. Se mai fac acum demersuri pentru un joc cu Spania, a spus Anghel Iordănescu în cadrul unei conferințe de presă. Iordănescu a mai arătat că a cerut președintelui Federației Române de Fotbal cât mai multe jocuri amicale la acest nivel, în dorința de a avea adversari puternici. Au mai fost solicitate meciuri cu Anglia, cu Germania, cu Belgia și cu Spania. Iordănescu a mai declarat că a solicitat Federației un turneu cu jucătorii din țară pentru a avea fotbaliști noi la echipa națională a României. Printre fotbaliștii convocați la partida amicală cu Italia fac parte și trei jucători Astrid Giurgiu. Este vorba despre Constantin Budescu, Silviu Lung Junior și Valerica Găman. Referitor la această întâlnire, Budescu a declarat: vom avea un meci dificil, în selecționata italiană sunt foarte mulți fotbaliști care vin de la echipe puternice.